Săpăturile întreprinse la începutul veacului nostru, în zona dealului de la Cuiungic, au scos la iveală 12 tăblițe de lut care aparținuseră bibliotecii regelui asirian Asurbanipal. Pe ele era consemnată în graiul acadienilor o epopee eroică cu o mare putere de evocare. Între timp, s-a mai găsit un al doilea exemplar, datând de pe vremea regelui Hammurabi. Astăzi nu mai există niciun dubiu că versiunea originală a epopeii lui Gilgamesh a apărut la sumerieni, un popor misterios a cărui origine a rămas necunoscută, dar de la care am moștenit un uimitor șir de numere și cunoștințe astronomice la un nivel excepțional de înalt. Este evident că firul roșu al epopeii lui Gilgamesh merge paralel cu cartea întâi a Bibliei, Facerea. Prima tăbliță de lut de la Cuiungic ni-l înfățișează pe Gilgamesh, erou slăvit în chip de constructor al zidurilor care înconjurau cetatea Uruk. Despre zeul cerului se mai poate citi că trăia într-un palat grandios care dispunea până și de hambare pentru grâne. Pe zidurile cetății stăteau necontenit de pază străjeri. Deoarece Gilgamesh provenea din împreunarea unui zeu cu un om, el era considerat două treimi zeu și o treime om. Cum pelerinii care vizitau cetatea Uruk nu mai văzuseră niciodată până atunci ceva asemănător ca forță și frumusețe, ei priveau chipul său cu teamă și uimire. Cea de-a doua tăbliță povestește că zeița cerului, Aruru, a creat și un al doilea personaj, pe Enkidu, foarte amănunțit descris. Corpul lui era în întregime acoperit de păr, nu cunoștea nimic despre oameni și despre țara lui, drept veșmânt folosea blănurile, se hrănea cu ierburi de câmp și bea la olaltă cu animalele din aceeași adăpătoare, ba chiar se zbenguia în valuri împreună cu viețuitoarele apelor. Când Gilgamesh, regele cetății Uruk, a aflat de existența unei ființe primitive, a poruncit să îi se ofere o femeie frumoasă pentru a-l smulge din tovărășia animalelor. Sălbaticul Enkidu, prins, nu ni se spune dacă bucuros, în capcana pe care i-a întins-o regele, a petrecut 6 zile și 6 nopți cu o femeie tânără de o frumusețe aproape dumnezeiască. Mica combinație urzită de rege dă de gândit. Într-o lume primitivă, ideea unei împerechiri a unui semizeu cu un semi-animal nu pare deloc un lucru obișnuit. Odată cu cea de-a treia tăbliță, revenim la fabulațiile tradiționale. Un nor de praf purcede din depărtări, cerul începe să vuiască, pământul se cutremură și în cele din urmă își face apariția zeul soarelui, care îl înșfacă pe Enkidu în ghearele sale puternice și, bătând tare din aripi, îl ia cu el. Citim, nu fără surprindere, că Enkidu își simțea trupul parcă acoperit cu plumb, greu ca o stâncă. Povestitorii din vechime nu sufereau desigur de lipsă de imaginație. La rândul lor, traducătorii și copiștii au mai îmbogățit și ei povestea originală cu aportul lor personal. De unde puteau ști însă cronicare din antichitate că un corp supus unei anumite accelerații devine greu ca plumbul? Nouă ne sunt cunoscute legile gravitației și ale accelerației. Știm să calculăm cu precizie presiunea care îl împinge pe astronaut în scaunul său în momentul startului rachetei. Dar cum i-a venit oare străvechiului cronicar tocmai această idee? Cea de-a cincea tăbliță relatează cum au pornit Gilgamesh și Enkidu împreună să facă o vizită la lăcașul zeilor. Ei au văzut de la mare depărtare strălucind turnul în care locuia zeița Irninis. Săgețile și celelalte proiectile pe care, ca niște călători prevăzători, le-au aruncat asupra paznicilor, au rămas fără efect, deoarece toate au ricoșat când i-au atins. Când în cele din urmă au ajuns pe meleagurile interzise oamenilor, o voce puternică i-a oprit. Întoarceți-vă de unde ați venit! Nici unui muritor nu este îngăduit să pășească pe muntele sacru
unde trăiesc zei. Acela care îi privește pe zei în față trebuie să piară. Fața mea nu vei putea să o vezi, că nu poate vedea omul fața mea și să trăiască, citim în Ieșirea. A șaptea tăbliță cuprinde prima călătorie în spațiu relatată de un martor ocular. După ce a zburat 4 ore în ghearele de fier ale unui vultur, Enkidu începe să-și împărtășească impresiile. Iată textul relatării sale. El îmi spuse: uită-te în jos, spre pământ. Cum arată? Privește marea, cum ți se pare? Iar pământul era ca un munte și marea ca o băltoacă. Și el își reluă zborul în sus timp de 4 ore și îmi zise: uită-te jos spre pământ, cum arată? Privește marea, cum ți se pare? Iar pământul era cât o grădină și marea ca apa care curge într-o grădină. Din nou își reluă zborul și mai sus timp de alte 4 ore și îmi spuse iar: uită-te jos spre pământ, cum arată? Privește marea, cum ți se pare? Iar pământul arăta ca o coleașă și marea cât o adăpătoare. Legenda pretinde așadar că o ființă ar fi văzut cândva globul pământesc de la mare înălțime. Descrierea este prea exactă pentru a putea fi produsul exclusiv al fanteziei. Cine ar fi putut să ofere informații conform cărora pământul văzut de sus seamănă cu o coleașă, iar marea cu o adăpătoare, atâta timp cât nu există nicio reprezentare a globului văzut de sus? Pentru că privit de la mare altitudine, pământul se prezintă într-adevăr ca un mozaic de uscat și de ape. Când această tăbliță se referă la o ușă care vorbește asemenea unei ființe, recunoaștem fără a sta pe gânduri în stranul obiect un difuzor. A opta tăbliță descrie moartea lui Enkidu, cel care a văzut, parese, pământul de la o înălțime considerabilă. Răpus de o boală atât de misterioasă, încât Gilgamesh se întreabă dacă el nu a fost cumva otrăvit de răsuflarea veninoasă a vreunui animal ceresc. A noua tăbliță ne relatează cum l-a jelit Gilgamesh pe prietenul său Enkidu și cum, stăpânit de gândul că și el ar putea fi doborât de aceeași boală, se hotărăște să întreprindă o lungă călătorie până la sălașul zeilor. Tăblița povestește cum a ajuns Gilgamesh până la 2 munți care susțineau bolta cerească și între care se arcuia poarta soarelui. Dinaintea ei este întâmpinat de niște uriași, care, după discuții îndelungate, îl lasă să treacă, el fiind pe 3/4 zeu. În cele din urmă, descoperă grădina zeilor, dincolo de care se află Marea Nesfârșită. De-a lungul drumului, zeii îl avertizează în 2 rânduri pe eroul nostru: încotro te îndrepți tu, Gilgamesh? Viața pe care o cauți nu o vei găsi. Atunci când zeii au creat oamenii, au hărăzit acestora moartea, păstrând viața veșnică pentru ei. Gilgamesh nu se lasă însă impresionat. În pofida tuturor primejdiilor, el vrea să ajungă până la Utnapishtim, străbunul oamenilor. Dar Utnapishtim trăia dincolo de Marea cea Mare și nicio cale nu ducea până la el. Până acolo zbura doar zeul soarelui. Înfruntând fel de fel de primejdii, Gilgamesh străbate marea, astfel că cea de-a 11-a tăbliță evocă întâlnirea sa cu Utnapishtim. Eroul găsește înfățișarea părintelui omenirii prea puțin deosebită de a lui, ba socoate chiar că se aseamănă între ei, precum tatăl cu fiul său. Utnapishtim îi povestește lui Gilgamesh trecutul său și, lucru curios, îi vorbește la persoana întâi singular. Spre uimirea noastră, părintele oamenilor descrie un tablou amănunțit și plastic al potopului. Zeii, arată el, l-au prevenit cu multă vreme înainte de izbucnirea năpastei și i-au poruncit să construiască o corabie pe care să-și afle adăpost femeile și copiii, rudele sale, precum și meșteșugari de tot felul.
Evocarea potopului, a întunericului care s-a abătut peste pământ, a apelor în creștere, a deznădejdii oamenilor pe care nu a putut să ia cu el, constituie și astăzi un text de o mare forță emotivă. Regăsim aici, ca în versiunea biblică despre Noe, povestea corbului și a porumbelului, trimiși de pe corabie în recunoaștere. Iar când în cele din urmă apele au scăzut, corabia, a idoma celei din Biblie, s-a oprit într-un vârf de munte. Cele două versiuni ale potopului, cea din epopeea lui Gilgameș și consemnarea biblică, corespund incontestabil de la un capăt la altul, fapt pe care nu-l tăgăduiește niciun cercetător. Paralelele captivează deoarece avem de-a face cu semne prevestitoare diferite și zei diferiți. În timp ce versiunea biblică a potopului pare a fi prin forma ei o repovestire, aceea a lui Utnapishtim, prezentată la persoana întâi singular, dă impresia relatării unui supraviețuitor, deci a unui martor ocular al evenimentelor. Faptul că această catastrofă, potopul, a avut loc cu adevărat acum câteva milenii în Orientul Antic este atestat în mod neîndoielnic. Vechile texte cuneiforme babiloniene dau chiar indicații precise privind locul unde ar trebui să se afle vestigiile corăbiei lui Noe. De altfel, la sud de muntele Ararat s-au găsit trei bucăți de lemn care ar putea să constituie indicii ale locului în care a acostat arca. Șansele de a descoperi urme materiale ale unei corăbii construite probabil din lemn cu 6.000 de ani în urmă sunt de altfel minime. Epopeea lui Gilgameș nu este alcătuită numai din relatări despre timpuri pe atunci deja îndepărtate, și abundă și în evocări utopice care nu puteau fi născocite de nicio persoană cultă în perioada elaborării tăblițelor și cu atât mai puțin adăugate de traducătorii și copiștii care au trudit asupra lor în secolele următoare.